Slujba de Tedeum a fost săvârșită în cinstea zilei Unirii Principatelor Române, iar în încheiere, părintele Nicolae Jinga, membru al Uniunii Scriitorilor din România, prin binecuvântarea preasfințitului părinte episcop Nicodim, și-a prezentat ultima sa carte de poezii, Glonte din Amonte. Sfânta Evanghelie. Fiecare dintre noi, fie slujitori ai Sfântului Altar, fie dumneavoastră bunii creștini, meditați la învățătura pe care Domnul nostru Iisus Hristos a propovăduit-o. În cuvântul de binecuvântare, preasfințitul părinte Nicodim a prezentat drept măritorilor creștini prezenți la slujba amănunte despre semnificația zilei de 24 ianuarie, rememorând pe scurt evenimentele petrecute la această dată, atunci când a avut loc unirea principatelor române, cunoscută și ca Mica Unire. Prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Sunt bucuros și onorat să fiu astăzi alături de preasfințitul Nicodim la această slujbă deosebită din parohia de unde eu am amintiri plăcute, vorba despre parohia Jupalnic din Orșova. Este un moment de bucurie pentru noi toți enoriașii, faptul că l-avem alături de noi pe preasfințitul Nicodim. Este o încântare pentru sufletul fiecăruia când participă la o asemenea slujbă condusă de domnia sa. Dorim să-i transmitem mulțumiri pentru că este totdeauna în rândul comunității orșovene, ori de câte ori se solicită acest lucru, a răspuns de fiecare dată prompt preasfinția sa și îl mai invităm să vină să ne umple sufletele de bucurie și de evlavie. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Procesul unirii bazat pe puternică apropiere culturală și economică între cele două țări a cunoscut o etapă decisivă care s-a dovedit a fi ireversibilă prin alegerea colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Un rol important în acest sens l-a avut Biserica din Moldova în frunte cu mitropolitul Sofronie Miclescu. Este un moment deosebit, un moment care se împletește atât cel mistic, ca să citesc pe cineva pe care l-am ascultat cu drag astăzi la biserică, cât și cel în care se împlinesc mulți ani, din 1859 până astăzi, de la Mica Unire. Un moment în care o comunitate mică cum este a noastră, comunitatea din Orșova, a trăit-o, eu cred că cu drag și cu smerenie, și un lucru foarte important este faptul că ne-a adus împreună și faptul că am reușit să, hai să spunem, să sărbătorim și să avem acest mic eveniment care este destul de important în comunitatea noastră. Preasfinția sa, ca de obicei, a fost alături de comunitatea noastră și nu este pentru prima dată și tot timpul a știut să fie alături de noi. Acest lucru l-am simțit și eu ca manager al spitalului în momentul când am avut și noi nevoie sau când am simțit, să spunem așa, să fim mai aproape de Dumnezeu. În acel moment dânsul a fost lângă noi. Înainte de construirea barajului, porțile de fier 1, comuna Jupalnic se situa la distanța de 1,5 km de vechiul oraș Orșova de pe malul Dunării. Biserica actuală s-a ridicat prin strădania credincioșilor în anul 1972, după cum reiese din documentele vremii. Inaugurarea noului locaș s-a făcut de către vrednicul de pomenire patriarh, Teoctist, în vremea aceea mitropolit al Olteniei, la data de 14 octombrie 1973. Biserica păstrează hramul Adormirea Maicii Domnului și respectă arhitectura vechiului locaș.